Dar eu nu citesc cărți pentru că, nu știu cum să zic, dacă te duci la un film, mai auzi ceva, mai vorbește cineva, mai... E efectiv liniște când citești. Foarte ciudat. Cum să citesc? Să distrugem planeta? Vin toți, tai toți copacii, fac din ei celulită și imprimă cărți pe ele și după aia stăm și pădurile sunt tot felul de bibliotecuri. Nu citesc. Nu citesc. Domnule, nu citesc din cauza la lipsa la timp. Eu abia în timp de părerile mele. Mă interesează să citesc părerile altora. Eu nu citesc, aștept să apară filmul. Nu citesc. Nu citesc pentru că mie îmi place orice fac să mănânc ceva. Nu pot să citesc și să mănânc popcorn. Cum să citești? Adică pentru ce să citești? Să citești, să stai acolo, mai de multe ori au televizoarele alb-negru și au avansat la televizor color. Acum ce facem? Citești și scrisul nu e în color, că e tot alb cu negru. Adică mergem în viitor, în unde e bine, sau ne ducem iar în trecut la alb-negru? Cum să citești? Domnule, tot din lipsa la timp nu citesc că un film îl derulezi, o carte n-ai cum să o derulezi. Nu citesc pentru că am prieteni mulți și îmi povestesc ei. Ce să mai citesc eu? O carte costă vreo 30-40 de lei, da? Exact atâta costă un bilet la film, da? Mă duc la film și în 2 ore am văzut totul și văd imagini. Cartea durează câteva luni, poate un an, știi? Să te uiți peste ea și nu are nicio imagine. Și eu citesc cuvinte care zic ceva. Eu cum știu cum arată acel ceva dacă nu-i film să-l văd? E o tâmpenie cartea. Cartea te limitează din toate punctele de vedere. Te închide în tine. E o tâmpenie să citești. Thank you.